găsit, oameni dragi, la calm alături de noi pe președintele Camerei Deputaților și în același timp președintele PSD Timiș. Vom afla în această seară cum se vor derula alegerile Timiș, ce pregătește PSD pentru perioada următoare. Astăzi, în cadrul conferinței de presă, ne-au fost prezentate două transferuri. Bună ziua, domnule Alfred Simonis. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Și eu mulțumesc că ați acceptat să discutați cu noi, pentru că așa redau din culise, e o coadă foarte mare aici, care îl așteaptă pe domnul Simoni și pare că răspunde la minut, chiar îl întrebam cum face față, pentru că într-una îi sună telefonul și într-una așteaptă cineva. Astăzi ne-ați prezentat doi primari, unul suspendat și unul în funcție, dar primarul ales al Comunei Șandra și primarul orașului Deta. De ce vin la PSD Timiș? De ce i-ați luat la PSD Timiș? Aș începe prin a... Încep prin a vă spune că eu am prins, apropo de introducerea dumneavoastră, am prins vremuri la PSD Timiș când era nimeni prinset. Așa că ceea ce ați văzut dumneavoastră acum, zeci de oameni care într-adevăr stau în diferite birouri pe aici să ne întâlnim, să discutăm, e și o ședință de campanie adevărată. Am prins vremurile când era nimeni prinset, eram eu și Budineanu și mai unul, doi. Era trist? Și trist. Nu știu dacă era neapărat trist, era puțin vesel ca acum, ca să spun așa, dar una din consecințele accederii la guvernare este aceasta multor oameni care sunt dintr-o dată interesați de discuții cu decidenții politici. Cum îi triați? Încercăm să ne amintim de cei care au fost alături de noi și când erau vremuri mai grele, ca să spun așa. Însă, important pentru noi nu este niciun fel nu știu, implicare într-un moment sau altul, avem tot fel de criterii în care, în general, încercăm să prin toată lumea, ascultăm, discutăm, dacă puteți să ajutăm bine, dacă nu, răspundem sincer în față pe nou, cum se poate. Am înțeles. Mi-ați prezentat primele două transferuri la nivel de zvonuri și informații care au circulat în spațiu public. Sunt mai mulți primari de la PNL care trec la PSD. Astăzi mi-ați prezentat primii doi. De ce ați făcut această alegere? Alegem reprezentatorii sau pe aceștia. Aceștia. Am încercat, am spus și în conferința de presă, în acești 3 ani și jumătate, mai bine de 3 ani oricum, de când, din începutul acestui mandat, să am o colaborare bună cu toți factorii locali, indiferent vorbim de primari, viceprimari, consilieri de țări, consilieri locali, directori de instituții publice din Timiș, pentru o dezvoltare cât mai armonioasă, dacă doriți, a județului Timiș. E adevărat că am avut ușa deschisă pentru orice primar, indiferent de culoare politică, acolo unde am putut ajuta. N-am luat în calcul că, vezi, domnule, primarul e liberal și dacă reușesc să rezolv problema, câștigă niște voturi și va avea o problemă peste 4 ani. Eu tot spun asta, că aceasta a fost mentalitatea în care au funcționat oamenii politici în Timiș 33 de ani și de aia de pe primul loc în țară, ca fiind cel mai dezvoltat județ, în urmă cu 33 de ani și municipiul fiind cel mai frumos și dezvoltat oraș, Timișoara, astăzi nu mai suntem nici în primii 5, ca să spun așa. Pentru că de fiecare dată teama ca altcineva să inaugureze vreo, să tai panglica la vreo investiție începută de altul, teama a fost mai mare. Mai bine să nu se facă nimic decât să tai altul panglica, ca să spun direct. E, noi am schimbat modalitatea în care am funcționat în județul Timiș și am încercat în așa fel încât să funcționăm în așa fel încât să ajutăm pe toată lumea. Indiferent de culoare politică și nu pot să nu... Mă bucur de faptul că avem și rezultat. Sunt miliarde de euro în investiții în diferite etape în județul Timiș. Sunt investiții care nu sunt doar pe hârtie, unele se finalizează anul acesta, altele se finalizează luna viitoare, unele încep anul acesta, că vorbim de centuri, că vorbim de centuri, pentru că avem centura sud, centura vest, autostrada Timișoara-Belgrad, lansată în stația noastră, centura de sud va fi finalizată și inaugurată undeva în luna iunie acestui an, centura de vest va începe anul acesta, aeroportul al doilea terminal al aeroportului Timișoara inaugurat, unul a fost anul trecut inaugurat în vară, astăzi, mă rog, martie 28, dacă nu mă știu, 29, va fi inaugurat cel mai mare terminal din România, cred că după 90, cu excepția cel din București, evident. Institutul Oncologic din Timișoara, investițiile astea de județean sunt foarte, Gara de Nord, sunt foarte, stadionul Dan Bărtinișanu, sunt foarte, foarte multe investiții în Timiș. Și mă bucur că împreună cu Sorin Grindeanu, cu colegii mei de la guvern, domnul Ciolacu, cu ceilalți parlamentari, am reușit să convingem, nu știu dacă e cel mai bun termen, dar am reușit să convingem, să-i obligăm uneori să înțeleagă faptul că Timișul și Timișoara au dreptul de
a primi acești bani, au trecut aceste investiții, nu doar, cum să vă spun, stăm și calculăm că noi primim bani de la, ne bucurăm că primim bani de la Timiș și Timișoara, după care repartizăm bani în alte zone ale țării, considerând că Timișul nu are niciun fel de, nu are obligații. E, Timișul nu are doar obligații, are și drepturi și noi am reușit, unul cu punul în masă, alte ori, folosindu-ne de funcții pe care le-am avut, să convingem decidenții că Timișul nu are doar obligații, are și drepturi. S-a fructificat la maxim? S-a fructificat aceste poziții pe care o aveți dumneavoastră și domnul Sorin Grindeanu? E complicat de spus dacă la maxim. E, niciodată nu știu care e limita. Evident că, de exemplu, nu se promește sala polivalentă. Un alt deziderat al nostru, dar și strategia a fost aceea, hai să nu le luăm pe toate la pachet, că îi speriem pe ăștia. Am luat Institutul Oncologic. Au fost discuții. Am reușit să-l obținem rutine finanțare. Sunt 250 de milioane de euro acolo. Reabilitările de care ferate, pe sunt 1,7 miliarde de euro. Vă dați seama ce înseamnă asta pentru economia regiunii? Că vorbim de, după ce am încheiat cu Institutul Oncologic, am vorbit de stadion. Terminăm cu stadionul, începem cu sala. Adică am avut și o strategie de a aborda punctual fiecare temă, în funcție de priorități, astfel încât să ne asigurăm că, într-un final, vom lua cât de mult din ceea ce avem ca drept de a lua. Nici să zic că mi-au început să-mi spună colegii din județ, domnule, nu te-ai, să nu te-ai opri, că tot văd pe Facebook că ai mai semnat un contract, mi-ai obținut o finanțare, mi-ai adus un proiect. Și am început să postez mai puțin, pentru că creăm invidie, ei nu înțeleg asta, de câte ori le explic. Aveți probleme din cauza acestui lucru la București, că sunt doi lideri mari care dețin funcții într-un județ care nu e tocmai social-democrat, ceilalți PSD-și ce vă spun? Sunteți doi din Timiș. Sunt 4-5... Noi aici care avem scor mai bun decât voi, poate n-avem nimeni. Sunt 4-5 motoare economice în România, unul dintre ele cel mai important la portarea 30 de ani e Timișul și Timișoara. Normal era firesc să se întoarcă banii, dar ei nu văd așa. Nu știu dacă am avut probleme pentru că suntem noi, dar au fost discuții, ca să spun sincer, domnule, dacă într-o organizație care n-a câștigat ultimele alegeri, putem aduce doi care unul să fie președintele Camerei și altul să fie ministru. Însă, să știți că România anilor 2023-2024 nu mai este România anilor 90 sau chiar 2000. Indiferent de scorul politic pe care l-ai într-un județ sau altul, mai trebuie să ai și minte, pentru că ocupa funcții publice și meritul societății civile și a mass mediei este acela de a fi reușit în acești ani de zile ca oamenii politici să nu mai facă ce vor ei. Să pună pe cine vor ei, indiferent că e prost, că e deștept, că are școală, că n-are, aia pune că e nepotul, nepoata, secretara, să știu cum. E, această nevoie de a putea să te exprimi public, să înțelegi aceste mecanisme, să iei decizii bazate pe niște criterii și pe bază legală, a obligat partidele să ia și oameni competenți dincolo de județul din care fac parte. Nu vreau să vorbesc despre mine, dar am reușit în acești, nu știu, 6 ani, 5 fiind liderul grupului parlamentar și unul aproape președinte al Camerei, să convingem pe colegii noștri că merităm aceste poziții și evident că în perioada următoare va trebui să avem și o confirmare, să avem și o confirmare la vot. Sper că acest an dedicați Timișului și Timișoarei se vadă și în intenția de vot. Asta e speranța oricărui un politic, nu mă puteți să. Pentru că ați adus în discuție cuvântul discuții, între dumneavoastră și Sorin Grindeanu, sunt discuții? Pentru că, dacă vă aduceți aminte, la o conferință de presă la aeroportul din Timișoara, a fost întrebat Sorin Grindeanu acest aspect. Nadia, doamne, nu vă supărați. Discuții sunt în fiecare zi. Vorbesc cu domnul Grindeanu, am închis înainte de conferința de presă. Avem discuții, dacă nu zi, la două zile. Răspuns într-un mod clasic, dar anumite supărări. Știți de ce? Pentru că nici nu le-am văzut în sediul PSD Timiș la vreo conferință de presă. Tot timpul a fost la un obiectiv, la instituția prefectului. N-a fost o conferință politică pentru PSD Timiș. S-a vorbit mai mult despre administrație. Tocmai de aceea vă întreb, ca să negați sau... Vă spun. De fiecare dată, Sorin Grindeanu, după ce face sau înainte de la conferință la prefectură, vine la partid. Nici prefectul județului Timiș, deși este președintele PSD Timișoara, nu a organizat nicio conferință de presă la partid. Asta a fost decizia mea. De ce? Pentru că nu trebuie... Timiș e un județ atipic. Poate că în alte județe, nu dau nume, funcționează acest mecanism, acest instrument de a călări proiectele politice. Eu cred că în Timiș trebuie să fie mai fin, mai elegant. Oamenii știu că eu sau Sorin sau Mihai Tivoiu sau ceilalți, Ionescu, Răducan, Dogariu, suntem membri PSD. Nu e nevoie să am sigla cât capul în spate
ca să transmit că un PSD-ist face ceva pentru... Nici măcar un mesaj subliminal? Un mesaj subliminal e suficient. Ministrul în guvernul PSD, prin vicepreședinte al PSD, Sorin Grindeanu. Iertați-mă. Sau poate fi pe negativ, dacă spune PSD în Timiș. Președintele Camerei Deputaților, sunt membru PSD. Nu cred că trebuie de la partid comunicate investiții din funcții, din poduri publice, în calitate de ministru sau de prefect. Asta cred eu. Și, în general, Sorin a mers pe șantiere, de cele mai multe ori este pe șantiere și inaugurează sau identifică eventuale probleme pe parcursul implementării. Dar înainte sau după conferință, Sorin vine la partid. Probabil că va fi și mâine. Nu există nicio fel de tensiuni la modul la care vă așteptați dumneavoastră. Evident că discutăm în contradictorie pe anumite teme. Avem să fie tabere, să vă întreb mai exact. Nu există. Noi suntem dincolo că suntem colegi de partid, suntem foarte buni prieteni de foarte mult timp. Am avut bătălii grele și vă amintiți bătălia cu Dragnea, bătăliile cu Titu Bojin la vremea lor, chiar și cu Ilie Sârbu, pe care am avut împreună, noi fiind, eu fiind un copil și el fiind un tânăr. Poate mai puțin ne certăm acum când avem responsabilități față de țară, față de județ. Este un instrument al opoziției, să spun așa, opoziției noastre. A celor de la PNL să arunce acest fitil, nu mergeți către PSD, că este mecanism. Se transmite către primari, primarii transmit mai departe, nu mergeți la PSD, că acolo e scandal. E, toți cei care au întrebat dacă e scandal între mine și Sorin, sau dacă e vreo tensiune care nu sunt în discuție, au beneficiat de cine cu mine și Sorin, și au înțeles că nu e nicio tensiune. Și că au putut invita la masă. Mulțumesc pentru invitație. Ce să zic, cum comentați celor de la USR, celor de la AUR care spun acum, celor de la Forța Drepte care spun că alianța dintre PNL și PSD este un nou FSN? Forța cui? Forța Drepte. Cine e Forța Drepte? Domnul Orban. Am înțeles. Nu de altă, da. E posibil, au și în parlamentar pe domnul Orban. Nu vreau să fiu arogant, iar știu pentru că... Dar se unesc cu toții acum. Domnul Orban este, cred că, ultimul dinozaur. Românești, face de 33 de ani politică din 90. Și a fost membru al Parlamentului vreo 32 din 33 de ani, sau 31 din 33 de ani. Și că, iertați-mă, fără să vreau să fiu arogant, să mă explice domnul Orban și domnul Băsescu, celălalt partid al coaliției, doi vigini politici, ca să spun așa, domnul Băsescu și Orban, noi în politică, s-au aliat cu acest băiat care părea un băiat inteligent. Am o relație bună cu Cătălin Drulă, dar n-am să înțeleg niciodată ce resorturi poate avea decizia de a uni cu doi dinozauri politici care au condus România 33 de ani în diferite funcții, poziții și tu te unești cu ei ca să reformezi ce? Că tu ai văzut ce au făcut Orban și Băsescu în 33 de ani. Adică, eu știu, partidul este condus de oameni. El nu s-a aliat doar cu partidelor, ci și cu oameni. Orban este permanent la conferințe de presă. E ceva ce mie îmi scapă. Dacă domnul Drulă a găsit doi copilanderii prin ale politicii, tinere speranțe, Băsescu și Orban, ca să facă coaliție, să reformeze România, să ne spună cum au reformat-o Băsescu și Orban cei 30 de ani când fac politică. Mă rog, Băsescu făcea dinainte de oameni și politică, după cum s-a dovedit în urma certificatului de colaborator al securității, dovedit în instanță definitiv și revocabil. Deci probabil că Băsescu are vreo 50 de ani de politică, nu 33. Și domnul Drulă se asocia cu dânsul. Nu vreau să comentez. Ne întoarcem puțin în Timiș. PSD-ul, nu putem spune că a asigurat totuși majoritatea de multe ori în Consiliul Local Timișoara. Da. PSD-ul are în această etapă în care, de când eu conduc organizația, fiecare organizație locală, indiferent că e cea de Timișoara sau celelalte localități, au obligația de a vota proiectele oportune în sprijinul aceea și spune mai de rând. Am schimbat paradigma. Hai să nu mai năpălim câmpiile și să otrăvim fântânile. Asta am făcut toată lumea înainte de noi. Hai să schimbăm ceva, că e clar că nu funcționează strategia aia. Măcar din pragmatism să o faci dacă nu o și simți. Ce să vă spun? E bine. Nu e bine. Vom vota proiectele care sunt în folosul comunității, indiferent cine va fi primar. Și vom vota proiectele și la Constituțean le votăm, dar acolo pare să nu fie interes pentru presă. Și proiectele Constituțean atunci când sunt în folosul județul Timiș. Acolo ați mai făcut opoziție, dar în Consiliul Local Timișoara n-am văzut niciodată PSD-ul să facă opoziție. La Consiliul Județean Timiș s-a întâmplat clar. Nu știu dacă am făcut opoziție, n-am făcut, dar am făcut în ambele opoziție. Din punctul meu de vedere, și asta o spun de fiecare dată, administrația NICA este una dezamăgitoare, ca să o oferesc de cuvinte dure. Prin urmare, evident că acolo s-au făcut mai multe
intervenții din partea colegilor meu în detalii de proiect. Nu suntem mulțumiți ce se întâmplă la Timișoara, ca să fie clar. Eu nu putem spune că a excelat Dominic Friț și că proiectele dânsului sunt într-o, la o maturitate la care să ne convingă că a făcut ceva. E complicat de evaluat, dar să știți că eu am spus asta de la începutul mandatului, când toată lumea, și în partid, și în afară, mă contesta pentru decizia de a vota viceprimarul USR în 2020, când era conflict între ei și, între ei și PNL. Și a spus, dacă timișorenii au ales ca Dominic Friț să fie primar cu 53%, și din cei 27 de consilieri, 13 să fie de la USR, deci mai lipsea unul ca să aibă singur majoritate, nu pot eu, care am luat 3 sau 3 consilieri, să hotărăsc că nu sunt de acord cu asta. Am fost alegeri, până la alegeri ne contrăm, ne batem, după alegeri, ce hotărăsc oamenii trebuie să conducă. Peste 4 ani, și suntem aproape de momentul ăla, oamenii vor evalua dacă au făcut bine sau au făcut rău în urmă cu 4 ani. Cum veți face campanie acum, la primele alegeri? Pentru că sunteți într-o dispută continuă cu PNL Timiș. Listele la europarlamentare vor fi comune. E clar că mi-ați oferit și o declarație că veți merge un candidat separat și la Primăria Timișoara și la Consiliul Județean Timiș. Dar ce veți face? Veți ataca pe Alin Nica? Poate riscă lista să fie la europarlamentare, să aibă un procent mai scăzut? E destul de delicat. Haideți. Cum v-ați structura strategia? Haideți să nu considerăm că oamenii care merg la vot nu înțeleg. Acesta este instrumentul omului politic, care crede că poate păcăli fără să înțeleagă senzorii pe care poporul ăsta le are atunci când ia decizii. Dar oamenii știu, așa. Oamenii știu, să știți că 99, dacă nu mă înșel, au candidat pe DSR și PSD. Toată lumea credea că o să se greșească cu oamenii și o să voteze cu PSD în loc de PDSR. Cred că a făcut PDSR-ul candidatul la președinție 80%. Deci, hai să nu credem cu oamenii proști. Alegerile europarlamentare au un obiectiv comun, acela de a stabili parcursul României în următorii 10 ani, poate. Evident, pro-occidental, pro-european, pro-NATO. Parcursul pe care l-am început în începutul anului, la mijlocul anului 90, atunci au început reformele. Iar alegerile locale sunt despre dezvoltarea fiecărei localități în parte. Faptul că niște oameni responsabili, spun eu, au luat decizia de a face o listă comună și de a merge cu acest vehicul care funcționează la guvernare de 2 ani și jumătate. Care e surpriza că PSD și PNL și-au pus candidați sau își pune candidați comun la legile europarlamentare de 2 ani și jumătate fiind la guvernare aceste partide? Împărțim bune și rele. Nu e o surpriză. Opoziția e isterizată, înțeleg, dar fiecare partid politic are dreptul să-și propună să câștige alegerile. Cred că asta nu poate nimeni să o conteste. Campanie simplă. Vom vota lista europarlamentarilor propusă de cele două partide și ne vom duela, ne vom confrunta, pentru că nu e nimic personal, în celelalte localități. Nu e nimic personal între dumneavoastră și Alin Nica în momentul de față, pentru că așa apare o luptă personală. Cel puțin de fiecare dată când președintele Consiliului Județean Timiș face referire la PSD, aduce în discuție numele dumneavoastră, zice Alfred Simonis. Deci dumneavoastră are o supărare. Și dumneavoastră ziceți la fel, nu ziceți PNL Timiș, ziceți Alin Nica. Sunt într-o etapă, nu e adevărat, eu vorbesc despre Nica, Nica e președintele Consiliului Județean și președintele PNL Timiș. Vreau să mă raportez la dânsul, să mă refer la dânsul. Eu nu vreau. Sunt într-un an în care vom avea atât de multe dispute încât orice moment în care ne putem tempera accesele de orgoliu, e binevenit. Ce pot să vă spun? Domnul Nica, din punctul meu de vedere, nu merită un nou mandat la Consiliul de Țară. Asta e valoarea mea. Dacă cineva poate să-mi spună un obiectiv început și finalizat, sau măcar finalizat de Nica în acești 4 ani de zile, județul care are al doilea, al treilea buget al țării, cel mai mare județ ca tineri din România, unul din cele mai importante, dacă nu cel mai important județ din România, a reușit să fie ocolit aproape de fiecare dată din perspectiva domnului Nica și a partidului pe care îl reprezintă. Toate celelalte obiective și investiții au fost aduse cumva din zona de stânga. Nu ne atacăm unii pe alții, nu contrazice, nu suntem dușmani, suntem adversari politici, eu nu am dușmani în politică. Fiecare încearcă să-și maximizeze scorul lui și al partidului pe care îl conduce. De-aia spuneam, în perioada următoare veți vedea mai multe momente tensionate între competitori. Ați discutat după ce, sau înainte de a anunța Alianța această decizie că veți merge pe liste comune, pe PSD și PSD? Nu, dar comunica. A fost o perioadă când aveam periodic întâlniri. Să știți că responsabilitățile pe care amândoi le avem la nivel național, dânsul la
Timiș, ne obligă, că vrem, că nu vrem, să avem o colaborare pe proiectele importante. De exemplu, pe stadion, eu fac toate etapele intermediare, începerii demolării construcției vechi, dar acea licitație a făcută de Consiliul de Țeară. În urmare, vrem, nu vrem, va trebui și eu mă angajez să am această discuție cu domnul Nica, cu privire la inițierea HG-ului, împreună cu Agenția Națională pentru Tineret, de demolarea vechii ruine la Împărtinișan, la stadionului vechi. Suntem obligați să colaborăm în interesul județului din perspectiva mea municipală de primă, repet, nu am dușmani în politică. Credeți că unii că mai deștepți, alții că mai puțin deștepți, unii au performat, alții n-au performat. Din perspectiva mea, Dominica n-a făcut această performanță, n-a ajuns la această performanță, dar asta nu înseamnă că nu sunt obligat chiar să sprijin și pe Nica și pe ceilalți. În cheia asta vedeți și votul la Consiliul Local pentru că nu e un vot pro-friț. Este un vot pro-dezvoltarea Timișoarei. Să nu fiu eu de acord, ieri a fost înțeleg de votată revocarea unei hotărâri din 2007 în care un teren de la David trebuie să construiască un spital, din 2007. Nu s-a trecut atâția ani, nu s-a întâmplat nimic. Normal că am vrut revocăm, indiferent că Ministerul Sănătății la PSD acum. Da. Nici nu care m-am întrebat pe la fila, domnule, cum ești? Am votat pentru că e de bun simț, poate face municipalitatea ceva. Voturile nu sunt pro-Nica, pro-Fripți, pro altcineva. Voturile sunt pro-dezvoltare. Și cred, și toate indiciile pe care le avem, poate măsurătorul arată, că această schimbare de abordare la raport cu cetățeanul în urmă e binevenită și scorul politic al Partidului Social Democrat în Timiș este unul care va surprinde, va surprinde și dumneavoastră și pe mulți. Ultimă întrebare. Da. Mai este fezabil acest scenariu PSD să dea candidatul la Consiliul Județean și PNL la primăria Timișoara și să mergeți împreună? N-aș exclude o discuție în sensul acesta. Eu cu Dominica nu am în acest moment o negociere, n-am nici cu altcineva. Cu siguranță PSD-ul nu va susține doi candidați din partea PNL la primărie și la Consiliul Județean. Asta e clar. Dacă dăm și vor înțelege la nivelul Sfântului Timiș, suntem deschiși să discutăm. Pe mine mă interesează mai puțin disputa politică, ci dezvoltarea și atracerea de fonduri, pentru că am tot spus asta și o mai spune. În final, după ce ne certăm la televizor și după ce ne dăm pumnii în gură, să spun așa, seara când are febră copilașul, duci la spital. Când îți rupi piciorul, mergi la spital. Când îți face bunica o complicație, o duci la spital. Când vrei să mergi în vacanță, mergi pe autostradă. Când vrei să mergi la bunici, mergi pe autostradă. Toate aceste proiecte, când vrei să pleci din țară, ai nevoie de un spațiu, un aeroport adecvat. Când vrei să-ți atragă turiști în Timișoara pentru a crește orașul, județul, ai nevoie de infrastructură. Toate lucrurile astea sunt necesare pentru dezvoltarea județului. Și, prin urmare, mai puțin orgoli și mai multe proiecte, cred că e un deziderat care ar putea fi atins sau trebuie să fie atins. Ne dorim fiecare să atingem. Însă ultima întrebare, dar totuși mai am una. Din 2010, de când sunt în presă, până în prezent, tot timpul înaintea alegerilor, PSD ne prezenta un procent, un target pe care îl avea toată lumea de atins. Pentru acum? Nu văd sensul. Mi se pare și declarații arogante. Cum pot eu să spun cât va lua PSD-ul fără să știu ce vor vota oamenii? Asta-s prostii. Nu mă veți vedea niciodată, deși știu că e la modă, să spun vom câștiga sigur alegeri. N-am de unde să știu dacă vom câștiga. Dumnezeu știe cine va câștiga alegeri. Și oamenii care vor merge la vot. Nici măcar ei nu știu când votează. Să spun eu cât vom lua, să spun eu că vom câștiga, să spun eu că sunt cel mai bun. Mai bun. Fiecare spune ce vrea să facă, fiecare își expune strategia și oamenii la vot vor hotărâ cine e cel mai bun. Nica, ăla, celălalt, Friț, Rogu, ceilalți, Simonis, Grindeanu sau prima, eu cheamă pe ceilalți. Nu veți vedea la mine asumări de astea. Fac, nu știu ce fac. O să vă spun că vom face tot ce ține de să câștigă. Alfred Simonis unde va fi pe listă? Nu e decisă. E varianta de primăria Timișoara, Consiliul Județean, Parlament. Important este, și da, asta putem face. Putem măsura pe ce și-ar dori oamenii să fie candidați. Și asta am făcut-o 90% din localitățile din Timiș. Am întrebat cetățenii cum văd candidații PSD, potențialii candidați PSD. Acest lucru vom face și la alegeri. Poate că noi ne credem deștepți și frumoși. Și oamenii să aibă altă părere și ne lovește trenul în ziua votului, ca să spun așa. Vom analiza în funcție de ce doresc oamenii și cu siguranță cei pe care timișorenii sau timișenii doresc să-l voteze va fi candidatul PSD-ului la primărie și Consiliul Județean și la celălalt. Vă mulțumesc pentru că ați răspuns la întrebări.